Transportul în comun din Iași va deveni un lux pentru cetățenii de rând. Fără subvenții, prețul biletului ar putea ajunge să coste 7 lei. Edilul orașului Mihai Chirica susține că va lua măsurile necesare pentru ca prețurile să fie unele rezonabile. Scumpirile la carburant și energie electrică i-au determinat pe aleșii locali din Iași să majoreze prețurile biletelor și abonamentelor furnizate de compania de transport public. Edilul orașului Mihai Chirica susține că prețurile biletelor ar putea crește de la 2,5 respectiv 3 la 3,5. Mai mult, dacă aceste măsuri nu vor fi luate, primăria riscă să intre în incapacitate de plată. E dezastruos pentru noi tot ceea ce ține de scumpirea prețurilor la carburanți. Am făcut o analiză asupra acestui lucru și cred că vom fi puși în situația de a mai scoate de la stradă unele mijloace de transport în comun. Nu discutăm doar despre carburanți, ci și despre scumpirea energiei electrice, care ne afectează la fel de mult. Va trebui să raționalizăm, pentru că, în caz contrar, am putea intra în incapacitate de plată. Pentru un abonament lunar, ieșenii vor fi nevoiți să scoate din buzunar 80 sau chiar 110 lei. Ne vom adapta și noi la cum evoluează piața. Vom păstra un preț rezonabil. În momentul de față, din calculele făcute, costul unei călătorii ar ajunge la circa 7 lei. Nu vom putea pune mai mult de 3 lei sau 3,5 lei, urmând ca diferența să fie acoperită din compensații, și să fim foarte atenți la ceea ce se întâmplă la companie.